pentru o mare societate comercială, renumită odinioară pentru reputația sa excelentă și pentru cifrele ridicate de vânzări, au venit vremuri dificile. Motivul este că în urmă cu aproximativ 6 luni, un tânăr de 27 de ani, pe nume Daniel, a preluat rolul de director. În primele luni de conducere, nu a reușit să-și demonstreze capacitățile în mod corespunzător, dar avea o părere foarte bună despre potențialul și aspectul său. A numit-o pe Valeria, o femeie atrăgătoare, ca adjuncta sa. Ea avea educația necesară și înțelegea ce presupune rolul. Valeria visase dintotdeauna să-și construiască o carieră extraordinară, în loc să se bazeze pe soțul ei și să se descurce din greu. Ea credea că poate realiza totul pe cont propriu și avea un plan clar pentru a-și atinge obiectivele. În acest moment, angajații companiei deveneau din ce în ce mai frustrați și sceptici față de noua conducere. Daniel nu inspira nimănui optimism, în primul rând pentru că salariile erau întârziate, iar muncitorii excepționali erau deposedați de bonusurile câștigate. Îi lipsea un simț al afacerilor. Își savura poziția, deoarece putea cheltui capitalul acumulat de fostul proprietar, dar nu îl putea multiplica, conducând în cele din urmă compania spre faliment. Un angajat cu experiență, care lucra la firmă de aproximativ 7 ani, i-a dat de înțeles lui Daniel că noile înțelegeri nu erau benefice și că colaborarea cu anumite companii era în detrimentul organizației lor. Drept urmare, acest individ îndrăzneț a fost concediat imediat pe motive inventate, dând un exemplu pentru restul personalului de a nu îndrăzni să-l confrunte pe manager. Oamenii au îndurat în tăcere politicile iraționale ale acestui director egoist, care nu făcea mare lucru în afară de a-și admira propria reflexie și plăcuța cu numele său de pe ușa biroului. Problemele au început să afecteze compania una după alta, provenind din lipsa de educație economică a lui Daniel. Situația devenise atât de gravă încât a fost nevoie să reducă forța de muncă și să închidă câteva sucursale din cauza incapacității de a plăti salariile. Bărbatul își asigurase poziția datorită previziunii sale. S-a căsătorit cu singura fiică a fostului proprietar, care a murit de cancer cu 6 luni înainte. Moartea sa subită i-a luat pe toți prin surprindere. Fiica sa, Olga, era distrusă. Din fericire, bătrânul a plecat după ce a căsătorit-o cu Daniel, știind că nu va fi singură. Se temea că fiica lui ar putea rămâne fără un umăr puternic și fără sprijin, mai ales având în vedere moștenirea ei. Diferitele responsabilități care îi reveneau tatălui ei, Vicu, se aflau acum pe umerii ei. Își asumase responsabilitatea pentru viitorul său și își strânsese toată averea prin propriul efort și intelect. Începuse ca inginer într-o fabrică, dar în vremurile tumultoase în care salariile întârziau în mod constant, s-a aventurat în comerț ca mulți alții. A investit mult efort pentru a începe o afacere de la zero și, în cele din urmă, a reușit. S-a căsătorit târziu în viață, ceea ce înseamnă că Olga a intrat în viața unor soți iubitorii când amândoi aveau peste 40 de ani. Soția lui Vicu nu era deosebit de sănătoasă, iar toate încercările lor de a concepe un copil au eșuat. Medicii au avertizat de pericole, dar femeia era hotărâtă. Cu toate acestea, în timpul nașterii au apărut complicații care nu au putut fi evitate. Vicu și-a pierdut soția în acea zi, dar fetița sa mult așteptată, Olga, s-a născut. Toate responsabilitățile pentru creșterea fiicei sale au căzut pe umerii săi, alături de durerea pierderii și de îndatoririle de lider al firmei. În cea mai mare parte a timpului, Obona a avut grijă de fetița în creștere. Ea a devenit salvatorul bărbatului, înlocuind-o pe soția lui. Femeia s-a atașat de copil, fiind martoră la primii ei pași și auzindu-i primele cuvinte. A vegheat asupra ei când a început să învețe literele și numerele și chiar a asistat la prima ceremonie de tragere a clopotelor din școală. Vicu nu s-a recăsătorit niciodată. Păstrez în inima mea amintirile soției mele dispărute, se gândea el. Bucuria lui a devenit fiica lui inteligentă, care aducea mereu acasă premii școlare. Și-a continuat studiile superioare în Anglia, visând să devină actriță și aspirând să se înscrie la o școală de teatru. Cu toate acestea, Vicu a insistat să obțină o diplomă în economie, considerând că aspirațiile ei teatrale nu erau serioase.
Când fata s-a întors în țara natală cu diploma ei, bărbatul știa deja că este bolnav în fază terminală. Nu voia să-și deranjeze fiica sau să-i tulbure echilibrul. Voia ca ea să aibă propria ei viață, nu să se gândească doar la el. Vicu spera ca Olga să rămână în Anglia și să-și găsească un soț potrivit înainte de a veni vremea să plece în viața de apoi. Cu toate acestea, fiica s-a decis să rămână alături de el în orașul lor natal. Nu te grăbi să te căsătorești, draga mea, a sfătuit el, ai deja educația ta, iar diploma ta îți va asigura viitorul. Mie îmi pasă mai mult de fericirea ta personală. Vreau să știu că ești iubită, că cineva ține la tine. Nu trebuie să urmezi tendințele femeilor axate pe carieră, care pretind că nu au nevoie de nimeni. De ce atâta grabă? Nu am nici măcar 40 de ani încă, a zâmbit fata. Totul are timpul său. Nu-ți face griji pentru mine. Olga nu trebuia să depună prea mult efort pentru a atrage atenția băieților. Era bine aranjată, inteligentă și se implica în conversații pe orice subiect. La scurt timp după terminarea studiilor, prietenii ei au dat o petrecere de reunire. În timpul absenței ei, multe se schimbaseră, prietenii ei se amestecaseră cu multe persoane noi, iar petrecerea fastuoasă a găzduit o mulțime de străini. Acolo, Olga l-a întâlnit pe Daniel. El i s-a părut plăcut. Tânărul nu era intruziv, dar în acea seară, a făcut un efort pentru a-i capta atenția. Aș putea spera la o altă întâlnire în afara acestui cadru grandios. A întrebat el, oferindu-i o băutură. Și unde ați dori să mă duceți? A întrebat jucăușă Olga, bucurându-se de apropierea lui, dornică să-i dea o șansă. Ce părere ai despre picnicuri? Vremea este splendidă în acest moment. Am putea să ne așezăm în parc, să stăm de vorbă și să savurăm câteva gustări, a spus el. Se pare că ești un romantic, a exclamat ea. Cred că ar fi minunat. Fără să știe, Olga s-a îndrăgostit treptat de Daniel. El s-a dovedit a fi exact genul de bărbat la care visase. Se simțea bine cu el, iar el nu-i permitea să se simtă singură, oferindu-i în același timp spațiu. Relația lor s-a dezvoltat în mod natural și, cu fiecare zi, dragostea lor devenea mai puternică. Au început să se gândească la căsătorie. Sunt surprins că ai reușit să captezi un tânăr atât de impresionant atât de repede, a remarcat Vicu după ce și-a cunoscut viitorul ginere. Acest lucru a fost întâmpinat de privirea nemulțumită a fiicei sale. Promite-mi că vei semna un contract prenupțial. Trebuie să fiu sigur de viitorul tău, a adăugat el. Bineînțeles, tată, dacă asta îți dorești. O să vorbesc cu Daniel despre asta și o să văd ce părere are. Cu toate acestea, din cauza morții iminente a lui Vicu, Olga a așteptat ca perioada de doliu să se încheie înainte de a semna în liniște actele de căsătorie cu Daniel. Inițial, Daniel a fost cel mai atent și grijuliu soț, înțelegând pierderea ei. Prietenii ei chiar au invidiat-o pe Olga pentru că avea un partener atât de înțelegător. Dar în curând, când tânărul a preluat o funcție de conducere în cadrul firmei, totul s-a schimbat. Munca a început să-i consume tot timpul, iar o discordie a început să se strecoare în relația lor. Olga a început să observe semne de infidelitate din partea lui Daniel și era convinsă că nu și le imaginase. El avea întotdeauna explicații și nu-și recunoștea niciodată greșeala. El se purta ca și cum i-a reacționat exagerat și folosea scuze care o prezentau ca fiind paranoică. Ce trebuie să fac pentru ca tu să mă crezi? Spunea el, fluturându-și mâinile în semn de disperare. Eu te iubesc. Nu am nevoie de nimeni altcineva. Înțelege că nu pot avea încredere în tine după ce simt mirosul altei persoane pe hainele tale. Cum pot să rămân calmă? Nu pot să știu ce faci la serviciu, a spus ea. Olga plângea în fiecare minut. Dragă, ai paranoia. Trebuie să te calmezi, o liniștea Daniel, adormind-o. Dar asigurările soțului ei nu i-au clintit suspiciunile. Neîncrederea ei nu a făcut decât să se consolideze, mai ales când a aflat că firma se confrunta cu dificultăți financiare. Angajații sunt indignați. Daniel s-a lăudat că venitul din ultimul trimestru a fost un record pentru ultimii ani.
El a descris cu entuziasm perspectivele pentru soție, dându-și seama că trebuia să facă ceva pentru a-și scoate soțul de acolo. Olga s-a gândit câteva zile, a nutrit în cap un plan și, în cele din urmă, a decis să-l pună în practică. A doua zi, ea s-a întâlnit cu Daniel la micul dejun și i-a dat o palmă la tâmplă înainte de a-i se alătura. Draga mea, m-am gândit mult la ceea ce ai spus, a spus bărbatul, care spunea că a obosit să se îngrijoreze și că nu poate renunța la tragedie. Văd că astăzi ești într-o dispoziție normală. Așa că ți-am luat un bilet pentru mâine în Maldive. Odihnește-te acolo o săptămână departe de toate problemele. Nu-ți face griji pentru mine, mă descurc eu. A doua zi, Daniel, pentru liniștea lui, s-a oferit voluntar să-și conducă soția la aeroport. Soții și-au luat la revedere, iar bărbatul a plecat la birou. Dar în acea dimineață Olga nu a zburat nicăieri. Daniel, la locul de muncă, s-a relaxat, știind că soția sa nu va fi prin preajmă timp de o săptămână. Nici măcar nu știa că la birou era o nouă femeie de serviciu, care s-a prezentat ca Irina. Femeia era cocoșată, purta un guler neîngrijit, cu părul încâlcit, la o primă vedere părea că femeia avea în jur de 40 de ani. În ciuda aspectului ei respingător, Irina a fost angajată de femeia de serviciu anterioară, care s-a pensionat mai devreme din motive de sănătate și nu au existat alți candidați. Departamentul de personal a decis că nu contează cine curăță podelele. Principalul lucru care contează este că era curat la noul loc. Irina a fost primită cu răceală, colegii nu aveau de gând să se împrietenească cu femeia și între ei au discutat despre asta, dar ea nu a acordat nicio atenție ridicolului, era clar că avea nevoie să lucreze și nu avea de gând să intre în conflict cu nimeni. Într-una din zile în care Irina ștergea podelele din biroul lui Daniel în timpul curățeniei de seară, ea s-a lovit întâmplător de dosarele care erau pe masă. Foile desfăcute au zburat și femeia a trebuit să le adune în mână. Citind fără să vrea ce era scris pe ele, în acel moment Daniel a intrat în birou în îmbrățișarea Valeriei. Cuplul era atât de absorbit unul de celălalt sărutându-se pasional, încât nu a dat atenție femeii de serviciu. M-am săturat să tot umblu cu amantă, a declarat capricios Valeria. Ai răbdare, păpușa mea, că am pregătit deja o înțelegere. În curând cu soția mea voi rupe legătura. Conturile ei vor fi goale, iar noi doi vom fuge în Europa și ne vom stabili acolo după luna de miere. A spus el. Abia aștept, dragul meu, i-a răspuns Valeria. Irina, auzind aceste declarații, aproape că s-a unecat, dar s-a stăpânit pentru a nu atrage atenția îndrăgostiților. Ea a ieșit din birou și a fugit la toaletă. Peste două zile Daniel stătea în sala de conferințe, așteptând reprezentanții unei companii rivale să le vândă propria lui companie. Și în momentul în care concurentul era gata să semneze documentele, Irina a apărut în sală. Nu vezi că aici este o întâlnire, pleacă de aici, a strigat Daniel. Femeia, fără să spună un cuvânt, s-a întors cu spatele la toată lumea, a dat jos corele de deasupra capului, deușindu-și coafura perfectă al părului ei. Salutări tuturor celor prezenți, se întoarse Olga, după ce ștusese de nas soțul înșelător în tot acest timp. Chiar în acel moment, mai mulți avocați au intrat în birou, reprezentând interesele ei. Daniel a rămas fără cuvinte, putând doar să mormăie. A căzut imediat în genunchi, cerându-și iertare, dar asta nu l-a salvat. Concurenții, care au devenit martori la această scenă, au fost indignați și nedumeriți. Daniel a fost tras la răspundere pentru manipulările care au dus la dispariția banilor din conturi, lăsând angajații companiei fără plată. Daniel și Valeria au fost demascați și spulberați, reputația lor fiind pătată. Nici o companie respectabilă nu ar mai fi vrut să se asocieze cu ei. Olga și-a asumat rolul de director și a început să restabilească ordinea în afacerea tatălui ei. Educația ei, asupra căreia se insistase la vremea ei, s-a dovedit utilă. Câteva luni mai târziu, Olga, menținându-și cu încredere poziția în fotoliul de director, s-a întâlnit cu Mihai în timpul negocierilor. Acesta urma să fie viitorul ei soț și proprietarul unei companii partenere. După ce a văzut-o pe femeia inteligentă și frumoasă, nu a pierdut timpul. A invitat-o pe Olga la o întâlnire.
După cum s-a dovedit, atracția lor a fost reciprocă, iar din acel moment, perechea îndrăgostită nu s-a mai despărțit. Erau fericiți, se simțeau în siguranță unul în compania celuilalt și se pregăteau de nuntă. Dragi prieteni, aceasta este povestea. Și vă mulțumesc că ați ascultat până la sfârșit. Nu uitați să vă abonați și să dați like, dar și să dați click pe iconița clopoțelului pentru a fi anunțați de videoclipuri noi. Toate cele bune!